Deci de apicultori au participat astăzi la reuniunea Asociațiilor Crescătorilor de Albine. În ultimii ani, numărul apicultorilor a crescut, dar, din păcate, problemele cu care se confruntă aceștia nu s-au diminuat. Cu toate că mierea românească este recunoscută peste hotare pentru calitatea ei, apicultorii nu reușesc să-și vândă produsele. Politicile europene, dar și cele ale Ministerului Agriculturii, au avut în vedere implementarea mai multor programe de sprijinire a acestora. Cu toate acestea, afacerile cu stupi sunt foarte greu de susținut. Inițial, la aderarea României în Uniunea Europeană s-a negociat un sprijin pe familia de albine care nu a fost negociat decât pentru o perioadă de trei ani de zile. Au trecut acei trei ani de zile și toată Europa, toată suflarea apicolă beneficiază de un program național apicol pe fiecare stat și care primesc fonduri în funcție de efectivele. Deci pe familia de albine să două o sumă oarecare. România este cel de-al doilea stat care a primit 7 milioane de euro prin Programul Național Apicol. Acești bani au fost pentru analize și alte investiții necesare. Apicultorii au putut accesa fonduri și prin PNDR prin măsurile destinate tinerilor fermieri sau dezvoltarea micilor ferme. Pe lângă acest program național, apicol mai sunt niște fonduri uh, structurale, sunt niște măsuri pentru fermele mici sub măsura 6.1 și 6.3 sau pentru tinerii fermieri. Uh, tinerii fermieri, la sub măsura cealaltă, uh, 6, uh, cu, tineri, cu fermele mici, mă scuzați, se alocă undeva la 15.000 de euro, iar la cea de... Uh, pentru tinerii fermieri, undeva la 40.000 de euro a stabilit România, deși în Europa se alocă 50.000 de euro și se pare că din 2020 deci, prin noua politică agrară comunitară se vor aloca undeva peste 100 de mii de euro. În acest moment în Olt avem peste 800 de apicultori. În mare parte aceștia au început afacerea din pasiune, ca mai apoi investițiile să se extindă, puțin sunt cei care accesează fonduri europene, dar cea mai mare problemă lor este concurența neloială și faptul că nu pot intra pe piață cu produsele lor.